Un gol i-a ținut departe pe handbaliștii suceveni de victorie. Echipa suceveană a suferit a patra înfrângere consecutivă în Liga Națională de Handbal Masculin, după ce a pierdut sâmbătă pe teren propriu scor 25-26 în fața Potaisei Turda. Modul de arbitraj a cuplului bucureștean Alexandru Blas și Marius Gheorghișor a fost total potrivnică grupării sucevene, studenții reușind doar în prima repriză să conducă o singură dată la scorul 3-2. Însă ardelene au recuperat imediat și au preluat conducerea. La pauză, scorul fiind 15-13 pentru Potaisa Turda. Reveniți pe teren, studenții au marcat de 4 ori consecutiv în primele 5 minute ale reprizei a doua, reușind astfel să reducă la un punct diferența până în minutul 50, când cei de la Potaisa Turda au preluat controlul, scorul final fiind de 26-25 în favoarea ardelenilor. E trist atunci când pierzi la un gol într-un meci decisiv și când ești în luptă până la sfârșit, așa cum a spus și domnul președinte. Nu o să abandonăm lupta, cu siguranță. Astăzi, de fapt, a fost primul joc din acest sezon, să spunem, din 2015, care conta ca și puncte. Și pot caracteriza atitudinea sau pot scoate în evidență atitudinea bună a băieților noștri. Dar în fața unei echipe experimentate și cu resurse, cu jucători valoroși, ne-am poticnit, am avut și noi erorile noastre în joc, pe care trebuie să le analizăm foarte bine. Nu am mai pățit problemele pe care le-am avut în meciul cu Călărașul sau Dinamo sau Baia Mare. N-am mai luat atât de multe goluri pe contraatac sau în situații de apărare anumite erori, dar cu toate acestea trebuie să recunoaștem că la anumite aspecte ale jocului Turda ne-a fost superioară și asta presupune să ne măsurăm foarte bine posibilitățile la ora aceasta, pentru că urmează meci la Vaslui, apoi acasă cu Odorheiu și meci la Târgu Jiu. Și acelea, ca și acestea, de azi sunt decisive, dar sperăm ca rezultatul să fie altfel acolo. Pentru CS Universitatea Suceava au evoluat pe teren sâmbătă Marocco, Spiridon, Târzioru, 7 goluri, Davidovici, 6, Burlacu, 4, Gavrilovici, 4, Preda, 2, Petrea, 1 gol, Costea, 1 gol, Eros, Tkaciuc, Popovici, Aldica, Trifkovici și Sandu.